Vineri, 22 februarie, una dintre mașinile care asigură securitatea cortegiului președintelui Igor Dodon a nimerit într-un accident. Conform informațiilor preliminare, accidentul a fost declanșat de un șofer care conducea pe banda din sens opus și care intenționa să efectueze o depășire, însă neluând în considerare condițiile meteorologice. Din fericire, în urma incidentului, nimeni nu a fost rănit. Pe o rețea de socializare, președintele a scris: "Sunt în siguranță, de data aceasta fără a fi lovită mașina în care mă aflam, însă a avut de suferit mașina băieților din pază. Rog toți colegii, prietenii, susținătorii să se abțină de la orice speculații pe seama acestui accident. Știu că în ajun de alegeri pot apărea diferite teorii și scenarii, dar să lăsăm acest caz pe seama coincidențelor nefericite care se mai întâmplă în viață, chiar dacă mai frecvent decât ne-am dori. Sunt bine, sunt la întâlniri cu cetățenii, mergem cu încredere înainte", a scris Dodon. Este de remarcat că un accident similar a avut loc toamna trecută. Atunci, ca și acum, în coloana președintelui a intrat brusc o mașină care se deplasa pe banda din sens opus.